Neața, dragilor! Chiar dacă a venit frigul peste noi, iar activitățile în aer liber nu prea mai sunt o opțiune, noi am găsit în București o ceainărie atipică, unde în fiecare zi au loc tot felul de activități interesante. În primul rând, după cum se vede în spate, avem o grămadă de jocuri. Așa a și început ceaineria cu pe ideea de board games. Relaxare, socializare, în loc să stai acasă, dacă vrei să ieși în oraș și să bei bere, poți să bei bere sau ceai sau să mănânci ceva în jurul unui joc. Cam câte jocuri aveți? Văd că sunt foarte multe. Desfăcute vreo 200 de titluri diferite, incluzând și extensii ale jocurilor de bază, dar cam 200. Deci de la jocuri de petrecere cu regulament foarte mic și foarte interactive, până la jocuri de strategie cu regulament așa mare și mult de planificat și de jucat ore întregi. Pe lângă jocuri mai avem activități artistice. Am organizat un atelier. Inițial cursurile de artă le făceam aici în cadrul ceaineriei, dar am reușit să amenajăm un atelier care e tot o anexă a ceaineriei, în care se țin cursuri de artă pentru copii și pentru adulți, ateliere. La ce ateliere și la ce cursuri pot participa oamenii? Păi avem cursuri foarte diverse. De exemplu, săptămâna viitoare vor începe niște cursuri de desen în creion și cărbune, în creioane colorate. Vom avea și un curs de bricolaj, unde vom putea învăța să decorăm obiecte, cum ar fi cutii de bijuterii. Vom învăța să facem, de exemplu, niște boluri și diverse alte decorațiuni pentru casă. Încercăm tot ce se poate încerca și învățăm diverse tehnici într-o atmosferă, zic eu, plăcută. Din fericire, sunt destui oameni interesați de așa ceva. După o zi lungă de muncă, preferă să-și petreacă timpul făcând ceva care îi relaxează și făcând ceva pentru ei. Că cred că asta este cel mai important.